Bine ați venit la dubla 2 din joculețul blestemat. Pentru că n-am mai avut spațiu, de aceea s-a oprit. Nu o să mai fac decât câtva din acest videoclip, pentru că o să descarc 2 videoclipuri. Asta este din păcate. Pentru că nu o să mai facem mult din joculețul ăsta, cred că cam acest level și apoi o să mai fac un level din alt joc foarte interesant. Mie mi-a plăcut și l-am câștigat primul level. Ok, nu a stat. Mi-am amintit ce vreau să fac. Levelul acesta și apoi gata, închidem. Pentru că nu merge să mai fac. Nu. Închidem de acum, ce ziceți? Ca să avem timp și pentru acel joculeț. Pentru că o să mai fac cu un alt... cu altceva, un videoclip. Ok, deci asta va fi lansat de astăzi sau mâine, nu știu. Cred că astăzi vor fi lansate amândouă și dubla 1 și dubla 2. Dar, totuși, hai să facem joculețul care nu prea îmi place. Am zis că îmi place, dar na, acum zic și eu, dar nu-l găsesc. Stați un pic, nu-l găsesc. E prea... Nu-l găsesc, hai să facem alt joculeț. Acesta. Așa. Să-l facem și pe joculețul ăsta. Hai bă, mai repede. Loading. WSM. Sengim. 1. Logic. Aici, apoi aici, și apoi aici, e foarte simplu. Cel mai simplu, de fapt, și de drept. Fugi până la ușă. Next level, bine. Va fi o problemă. Oh my god, bunny. Am pierdut. Mama. Acum am înțeles scopul acestui joc criminal al cărui... Nu cred, Bunny. Bunny e ștont cumva. Așa-l chemă pe tipul ăsta. Bunny. E ștont. Așa-i zic eu, de fapt. E ștont, Bunny. Nici măcar cel mai simplu joc din lume nu poți să-l faci. Nu, bani! De ce bani? Nu fi tont, bani! Mă lăsați un pic și... Gata, nu. Nu, o să pierd. Mereu, pentru că mă doare mâna. La propriu. Am mai jucat joculeț de genul acesta și am pierdut imediat. Pentru că mă enervează bani. Așa zic eu, bani. Acum, cum vreți să-i spun? Vreau să jucăm și Chinoza Freddy. Nu aici trebuia să fii. Nu înțeleg cine sunt. Da. Ok. Filmulețul ăsta a fost cu un mic joculeț care ne-a chinuit. Da. Acum avem scumpul nostru Jurassic. Cred. Scumpul nostru Jurassic World. Avem și Slideria. O să ne încercăm. Hai să ne încercăm. Slideria. Pentru că am 7 abonați. O să fac și provocări nebune. Slideria. Uitați șarpele meu. Ia uite-l pe ăla. E uriaș. Poate zău. E ceva aici. Nu, e un tip.
Nu tip, nu tip. Mi-am pus un nume și am murit. Ok, de fapt eu vreau să fac provocări nebune. Încă doar să vă arăt Slideria. Mireria, Slideria. Ok. Vloculețul va începe prin demonstrarea lui Dupi. Mami, voi merge până jos. Voi merge până la demonstrarea lui Dupi. Demonstrarea lui Dupi, o să vreau să o fac. Să vedem și dacă cu un telefon mai sare sus. Hai să vedem dacă sare după telefon. Nu sunt sigur dacă da sau nu. Dacă da, acum vreau să fac și apoi fac provocări nebune, vă promit. Promit că fac provocare, dar nu îmi scrieți în comentarii pentru că o să fac în acest videoclip. Și chiar aș vrea comentarii de la voi. Uitați, Dupi. Gata, Dupi. Nu mai ai nicio scăpare pentru mine. Stai jos. 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 Ia, sar după telefon. Deci, dragilor, se pare că el nu sare după telefon. Are un cap de șarpe. Un gât. Lupa, nu veni la el. Te implor eu. Are ceva aici. O chestie, nu știu ce. Limba lui. Pe OBS. Da, deci nu. Hai să facem provocările. Pentru că nu. Chiar nu s-ar absolut deloc. Deci așa că acum hai să facem provocările. M-a lins lupa. Cred că am alergie la lupa. Nu știu. Dar nu-mi place să mănâncă lupa. Nu știu de când nu m-am lins. Ce faci tu? Ce faci tu? Ce faci tu? Ce faci tu aici? Ce? Imposibil! Nu cred! Deci spune unde sunt căței, că i-am pierdut de o lună de zile. Spune unde sunt, că dacă nu spui, te omor, mă. Deci, aha, gata, te-am prins, te-am prins. Nu mai înscap tu, nu mai înscap. Nu mai înscap, în niciun caz. Mi-a ascuns căței și o să omor, dacă nu mi arată. Omor. Lăsați-mă să mă gândesc la o provocare. Atunci, țineți-vă pe negru. Dacă sunt despre calculator, sigur nu-mi va e teama. Trebuie să nu. Și asta nu e o poză, vreți să vedeți? Uitați. Deci nu e o poză. E plapuma mea. Ea de fapt arată așa. Vă țin un pic mai negru să mă gândesc. Hai frățică, hai. Nu, mă, nu știu. Ce provocare. Nu știu. Nu cred că o să fac provocare. N-am cu ce. Deci m-am gândit la o provocare, dar nu am. Păcat. Ce? Sau? Nu știu. Sau știu. O să sun pe mami, pe mama e pe necunoscut. Ne. Facem noi ceva distractiv în astea 9 minute. Știu.
Știu. Nu știu. Deci o să vă zic pa. Pa, ne vedem data viitoare. Știu că am fost inactiv, de fapt, deci o să vă spun pa. Hai să mai continuăm, dar am fost inactiv ceva vreme, deci nu o să mai continuăm mult. Am fost inactiv pentru simplu fapt că, da, acum, am fost inactiv. Nu am mai avut când să mai fac videoclipuri și acum, pa, apropiu, pa, la revedere, ciao, les. De fapt, nu ciao, les, asta știu ce înseamnă, pa, de fapt, de că pa, nu înseamnă pa, înseamnă altceva, am mai greșit doar la cu ciao, les și nu mi-a plăcut, deci...